Salut bă, șacalilor, ce faceți? Astăzi vreau să facem un unboxing aici la un coleg micuț, o să fie fain, vedem ce am primit aici, mă rog, eu știu, dar vreau să vă arăt și vouă, mă înțelegi? Da, mă rog, astea sunt treburi de YouTuber, nu cred că ar putea oricine să facă asta, dar mă rog. Da bă, și cum spuneam, am primit aici coletul ăsta, sper să vă placă și voi, de fapt, ce am primit și... Opa, hai să vedem ce facem aici. Important în viața mea. Bă, dar 5 minute, te rog, mă, 5 minute, mă, să fac unboxing-ul ăsta, mă. Oho, ia că le scoate aici și vi le arăt și vă, mă rog, mi-e trebuie să-mi schimb starea, că mă enerveam. Na, nu știu, v-am zis, treburi de YouTuber. Hai să o desfacem, să vă arăt și vă, desfacem. Oh my gosh, vi se pare cunoscut, vi se pare cunoscut? Oare de ce e spart așa, oare de ce e spart așa? Că oare avea de asta, oare de asta e spart? Nu știu, zic și eu. Telefonul mi era dezbrăcat, acum oficial pur și simplu l-am îmbrăcat. Asta-i tare, asta-i tare. Uite-te la ea, în sfârșit. Mă, poate nu-l mai spart, doamne, uite-te la ea. Aici mai e și folia de sticle și a avut dreptate, am vorbit cu Victor și a zis că o să-mi pun o sărțiș, dar uite la câte chestii de-astea mi-au fost, sunt chestii de... Dracu, vreau murători cu cartofi. Eu nu mai pot cu tine, deci eu nu mai pot cu tine, deci eu nu mai pot, deci eu, băi, omule, fac un review, mă, la site, nu vezi că am primit, nu poți să taci o leacă. Am, era foame, așa, am zis să mănânc totul. Băi, băiatule, băi. Pe grație, mâncare. Da, îmi pare rău, urma să spun că aveți link-ul în descriere de la site-ul ăsta și aveți și un cupon de reducere de 10%. Dar el nu știe ce înseamnă să faci YouTube, el nu știe cum e să fii YouTuber, vorbește aiurea. L-am rugat, frate, mă rog, aici am primit și o folie de sticlă, bineînțeles, după ce să-mi repar ecranul, o să-mi pun și eu, doamne, astăzi mulțumesc, Victor. Hai să o desfac acum cu voi, frate, să o vedeți și voi și da, au huse foarte ieftine aparent și cod de reducere la 10%, deci eu chiar îți recomand să iei de acolo din descriere. Nu mai pot, serios. Bă, dar te-am rugat o leacă, bă, voiam să fac aici și tu, deci să nu mă respecti deloc, tu nu știi ce e la YouTube, frate. Ce făceai așa greu acolo? Cum adică, mă, ce făceam? Făceam un video, n-ai văzut, am primit și am făcut un unboxing, chestii de-astea, dar tu n-ai de unde să știi, pentru că nu mă respecti. Bă, ce cam mare respect, bă. Și eu pot să fac asta. A, ce așa greu? Ia, vrei să facem schimbul ăla, că să vezi cum e treaba de YouTuber? Cum stă treaba? Ia, poftim, bine, poftim. Bine. Uite, da. Ia tău. Bă, Denis. Da, bă. Bă, vezi că e 7, bă, trebuie să faci live acum, repede. Hai, dai. Salutare, noi ce faceți? Vă face astăzi un nou live. Vom juca Fortnite, poate mai jucăm altceva. Dăm niște duo-uri, niște winner. Cam atât a fost și cu asta ne vedem data viitoare. Pa! Bă, Denis! Da, bă. Bă, dar ce faci, bă, că trebuie să filmezi, n-ai episod pe mâine. Episod? Hai, du-te acum, hai, bagă și filmează, bagă. Salut, ce faceți? Pas să-mi faci un nou videoclip, v-am citit după propunerea voastră niște comentarii. Andrei Zărul ne întreabă cum e să fii frate de YouTuber. Cum să fie? Sunt avantaje și dezavantaje. Avantajul e că nu te mai cunoaște lumea, dar dezavantajul e că n-ai timp să faci nimica. Ba, filmează, n-ai timp să te joci. Ieși afară din camere, du-te, ia alea. Banana cu smântână ne întreabă dacă... vom face de vloguri vara asta. Bă, greu de crezut, nu știu ce să zic. Am planuri destul de mari vara asta, că o să plecăm, dar cel mai probabil o să faci. Amadeu 054 ne întreabă dacă să facem parteneria cu Logitech. Băi, eu le-am dat mesaj acum, dar depind dacă vor să-mi răspundă, că la valoarea mea n-am. Am pus un așa pe asta. Cam atât a fost și cu vlogul de astăzi, a fost destul de scurt, dar ne vedem data viitoare cu un nou vlog mai lung. Hai, pa! Bă, Denis! Da. Dar ce faci, bă, că ai de editat două videoclipuri? Hai, că trebuie să postezi. Hai, dă-i și editează. Vai, doamne, am terminat. Cât e ce? 11:30 seara. Bă, Denis! Bă, dai de răspuns la comentarii, bă, nu poți să te culci. Hai, dai răspunde, dai acolo. Hai că mai puțin, dai. Îi ziceau din oară, o să spun o vorbă bună la ora de mahmurală.
sau verificați freza. În niciun caz nu o să tomoare maioneza. E bună pentru make-up. Eram sub carpet dacă nu eram wake-up. Înainte, nu e niciun dis, ține minte. Nu vorbei cu mine, nu știi de...